Am văzut informația referitor la incidentul când un profesor lovește un copil. Rog să solicitați toată informația de la Ministerul Educației, care este situația și ce măsuri sunt luate. Totodată, rog să formulați propuneri către minister și n-ar fi rău ca în clasele de studii să fie instalate, poate chiar și camere de supraveghere. Rog ca aceste solicitări și propuneri să le faceți astăzi către Ministerul Educației.